Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 4 iulie și am deschis și eu YouTube-ul acesta și am văzut că se vorbește de puiet văros foarte mult. Acum aș putea să zic că sper că nu am probleme, dar nu e exclus, toată lumea în stupine. Puietul văros ăsta chiar este o problemă. Și în 2017, când după ce am început din nou să îngrijesc albine, am achiziționat această carte, se numește Bolile albinelor. Indiferent că s-a mai modernizat sau mai făcut cercetări, asta este baza în stupină la mine. În combaterea bolilor sau îngrijirea albinei pentru a supraviețui. Și o să vă citesc despre puietul văros, chiar dacă va fi un film un pic mai lung. Eu cred că sunt începători care chiar au nevoie despre acest lucru, despre a se interesa ce este acest puiet văros, care cică ar fi boala anului. Eu nu cred acest lucru. Boala anului este, fiindcă tot youtuberii în primăvară sau mai de demult arată colonii pe 10-12 rame, da? Primăvara. Și sunt colonii care în mod real nu pot ajunge nici măcar la 6-7 rame. Asta e părerea mea personală. Acum sunt diferite opinii și acum se trezesc că au puiet văros în stupină. Păi au puiet văros fiindcă le-a oferit condițiile pentru a avea puiet văros. Bun, pentru a înțelege ce este acest puiet văros, o să citesc din carte și o să citesc așa în mare, nu o să vă țin tot, fiecare cuvânt. Cei care sunt interesați să caute cartea, să citească, problema e că poate unii au nici nu știu ce este în ea, dar nu asta e important. Important e ca informația să ajungă la dumneavoastră și să conștientizați ce este de fapt. Bun, puietul văros, ce este, cum arată, aici scrie simplu. În fața urdinișului se află larve moarte, uscate, mumificate. Acestea se pot găsi la urdiniș sau chiar pe fundul lăzii dacă boala este foarte avansată. La puietul văros, albina încearcă să îndepărteze acest puiet mort, care este alb, și cu cât avansează, se face negru, adică o să găsiți larve negre cu alb. Agentul patogen, ce cauzează, cine este de vină pentru această cauză la puiet? Cine, de ce avem puiet văros? Cine face? De ce face? Păi puietul văros este cauzat de o ciupercă, eu îi zic mucegai, ciupercă, mucegai. De fapt, mucegaiul este o ciupercă, simplu, sau ciuperca este un mucegai, e mai greu, dar mucegaiul este o ciupercă. Infecția are loc prin intermediul sporilor ușori ovale ai ciupercii, care sunt de circa 3 micrometri, adică mai mici ca sporii de nosema. Adică un praf, noi nu putem să-l asimilăm. Ce este important, el se transmite în stup, deci după ce începe această boală să prindă putere, ea se transmite și pe calea aeriană. De aceea se poate transmite foarte ușor de la stup la stup. Dacă, de exemplu, ai deschis un stup și e prieten cu stupul bolnav, în momentul în care tu vrei să ridici o ramă pe calea aeriană, acei spori foarte mici pot să infecteze și stupul vecin, plus că în momentul în care trântorii sunt primiți în orice stup, se poate întâmpla în toată stupina să se activeze. Bun.
O altă metodă de transmitere este că se pot transmite prin hrană. Ei ajung mai întâi în intestinul mijlociu. Asta în cazul în care luăm hrană infestată dintr-un stup și dăm la un alt stup, atunci din acel stup, deci din acea hrană, larvele sunt hrănite. Și sporii respectiv sunt duși în larvele stupului la care am donat mierea și gata, am dus boala în stupul respectiv. Aici dă detalii cum arată acel, cum se dezvoltă. Așa, nu prea ne interesează. Asta o să, cine e interesat de cum se dezvoltă boala în sine, poate să achiziționeze cartea. Ceea ce ne interesează, da? Răspândirea bolii în colonie. Păi, în colonie, deci nu de la stup la stup, ci în colonia în care a început să se dezvolte. Sporii ciuperci puietului văros se răspândesc în multe colonii. Ei pot supraviețui în faguri și provizii de hrană fără ca simptomele bolii să fie vizibile. Deci, noi avem puietul văros cu mult înainte ca să-l vedem. Dacă acum l-am văzut, e posibil să-l avem de luni de zile. Dacă ciuperca reușește totuși să formeze noi spori, boala își continuă evoluția. Asta în caz că nu moare ciuperca, adică nu-i distrusă. Sporii ciupercii se răspândesc în colonie prin schimbul de hrană de la albină la albină, dar și prin circulația aerului, ceea ce vă spuneam înainte. Alte larve vor fi atacate. Dacă în această fază există puiete de trântori, evoluția va fi accelerată, căci în acest mediu ciuperca se poate mulți netulburată. Da, deci primăvara este sezonul în care declanșăm această boală. Activitatea de curățire dusă de albine nu este suficientă pentru a îndepărta la timp larvele atacate ale puietului de lucrătoare. Pe acest lucru se întâmplă chiar primăvara, când albine puține trebuie să îngrijească mai multe larve. Asta o știm toți, adică nu te apuci de albine fără să știi că primăvara o albină îngrijește 5 larve și vara sau în dezvoltare 5 albine îngrijesc o larvă. Colonia va slăbi în continuu, din ce în ce mai puține albine tinere vor putea îndeplini munca atât necesară de curățire. Da, din cauza că se nasc tot mai puține albine tinere, fiindcă colonia este afectată de boală. De îndată ce aproape tot puietul este atacat, colonia de albine nu prea mai are șanse de autovindecare. Deci, până la un anumit grad, colonia s-ar putea autovindeca. Bun. După aia avem răspândirea de la colonie la colonie, ce este foarte important, da? Ca și la alte boli, ciuperca puietului văros poate pătrunde din exterior în colonie prin rătăcire sau prin furtișag. Rătăcire, albinele se pot duce sau un furtișag. Dar acum depinde de stupină. Adeseori apicultorul însuși răspândește ciuperca prin introducerea de faguri de puiet, albine sau măci infestate. De aceea nu se recomandă să iei puiet să duci la altă colonie. Eu fac acest lucru, mut rame întregi cu puiet de la un stup la altul, dar problema ar fi că ce s-ar întâmpla dacă găsești familia bolnavă, intri în panică că ai dus puiet la ăla, da? Și să spunem că ai dus doar la un singur stup, fiindcă nu poți să iei dintr-o singură familie 5 rame de puiet, că îl lași fără puiet. Așa că iei o singură ramă de puiet și duci la următorul. În acest caz ai putea infecta încă o colonie, în afară de cea transmitere naturală de a bolii. Alte căi de transmitere sunt utilaje și stupii contaminați. Adică stupii contaminați, adică lăzili. Ți-a murit colonia, ai luat-o, ai mutat în ea altă colonie, aia se va îmbolnăvi. Mai ales că sporii puietului văros sunt foarte rezistenți. Ei rămân activi chiar și după 15 ani și chiar mai mult. În polen, sporii pot supraviețui un an, iar în miere chiar 2 ani.
Aici vine acea situație în care spune și Dragoș Gavrilă, el spune că nu se dă mierea înapoi la albine. Iată un motiv foarte bun pentru care să nu hrănim albinele cu miere sau polen, da? Să hrănim cu polen. Deci, în acest caz, dacă știm că am luat polen de la o familie bolnavă sau miere, nu ne apucăm primăvara să facem turte cu acea miere și cu acel polen, da? Că provine de la o... Atunci chiar că infestăm toată stupina. Deci dacă ai avut o singură colonie cu spori, cu mucegai, atunci ne trezim dintr-o dată că avem mai multe, toată stupina plină cu văros. Și o să vedeți că mulți apicultori care se plângă în momentul de față cu boli au hrănit cu polen și cu miere și acum au puiet văros. Și vor avea și la anul, fiindcă e o practică care se moștenește și youtuberii o dă mai departe. Combaterea bolii. Deci, cred că toată lumea este interesat cum se combate boala. Am să vă zic câteva cuvinte. Deci, puietul văros apare deseori doar sporadic în stupină și numai în câteva colonii. Exact, într-o prima dată apare una, două colonii, trei. După un timp, simptomele dispar de cele mai multe ori fără intervenția apicultorilor, adică se autovindecă. Capacitatea de autovindecare nu este totuși la fel de bine formată în orice colonie. Asta acum depinde de selecția de care o facem în curățirea, deci probabil e mai avansată această zonă pentru apicultorii care își selectează reginele în funcție de colonii, deci ia regine din colonia care se autocurăță. Ea depinde în mod esențial de comportamentul igienic al albinelor care este condiționat genetic. Deci, iată un factor pentru care trebuie să verificăm colonia din care luăm regine, autocurățarea. N-am făcut-o niciodată, cu toate că am posibilitatea aceasta, n-am făcut-o. Ca și în cazul locii, se pare că ventricolul din gușa de miere poate elimina sporii de ciupercă. Adică albina are o strecurătoare în gușă și ar putea, când se hrănește, ar putea elimina acest spor. În polenul colonilor rezistente s-au găsit substanțe fungicide care acționează împotriva agenților patogeni ai puietului văros. Deci sunt colonii de albine care știu să se apere. Pur și simplu ei au substanțe cu care pot omorî acest puiet văros. Anumite specii de bacterii care există în microflora naturală a coloniilor de albine par să contribuie de asemenea la inhibarea dezvoltării ciuperci. Adică depinde de zona în care vă aflați. Dacă albinele găsesc aceste substanțe în flori, atunci normal se poate apăra colonia în mod natural. Probabil că rasele de albine se deosebesc prin capacitatea de rezistență la puietul văros. Simplu, ai văzut o rasă care nu are puiet văros, o selectezi pe aceea. Când vezi că toată stupina e plină cu puiet văros, îți pui bine în gând de unde ai cumpărat măcilii, albinele, de ce au albinele acel puiet văros. Astfel se pare că coloniile de meliferă sunt mai vulnerabile decât coloniile de carnică și de lingustică. Aici zice simplu, carnica și lingustică ar fi puternice, ele sunt mai puternice ca alte rase. La unele linii de creștere, mai ales cu defecte de consanguinizare, puietul văros poate fi mai virulent. Da, aici este problema aceea, când în acea stupină, să spunem, faci tot timpul regine, da? Faci regine. Și la un moment dat ajungi într-o situație în care consanguinizarea ajunge într-un punct foarte ridicat și
Și atunci acele colonii sunt slăbite, asta se știe de... Și nu numai deținătorii de albine trebuie să știe acest lucru, că frate cu soră, dacă fac copii, sunt handicapați. Asta e normal și așa e și la albine. Când ajunge frate cu soră, atunci asta este. Asta depinde de apicultori. Bun. Bine, aici scrie că se poate reduce spațiul foarte mult, să fie cum foarte strâns, faguri trebuie îndepărtați. Albinele pot fi puse pe construcții de faguri noi sau pe unele dezinfectate cu acid acetic în urmă cu 24 de ore. Ceea ce a făcut Costin, că a pus toată colonia pe faguri noi, da, este o metodă de combatere. Și că aici scrie, nu este necesară o dezinfecție de specială a stupilor. Acum, această specială îți dă de gândit ce înseamnă o dezinfecție specială, că mulți nu știu nicio dezinfecție simplă, ce să mergem la o dezinfecție specială. Dar podeaua acestora trebuie totuși să fie foarte bine curățată și spălată cu apă. Dacă toate coloniile dintr-o stupină sunt atacate, un amplasament mai cald și mai uscat poate constitui un remediu. Ceea ce nu am eu, chiar în momentul ăsta, nu am eu poziția asta foarte bine însorită, fiindcă stupiți la umbră. Dar avantajul meu este că odată ce cade frunza toamna, atunci soarele atinge tot stupii. Și primăvara, la început, până la mine, până se umple totul cu frunză, iar durează foarte mult și iar stupina este însorită. Iar vara, când e cald, am foarte multă umbră. În prezent, nu există un medicament eficient în combaterea puietului văros. Majoritatea medicamentelor existente în comerț sau descrise în literatură de specialitate acționează numai în funcție de modul lor de utilizare. Ele sunt administrate ori prin hrană, ori vor fi pulverizate pe fagure într-o soluție de sirop de zahăr. În acest mod va fi stimulată doar activitatea de curățire a albinelor, dar nu vor fi uciși și agenții patogeni. Bun, asta scrie în carte, deci medicamentele care au fost făcute până în prezent sunt eficiente într-o anumită măsură. Deci alegeți dumneavoastră dacă merită să dați o grămadă de bani pe ele sau nu, sau faceți alte, să zic eu ce să zic, să faceți alte lucruri pentru a mai bine ar fi să prevenim, da? Să prevenim acest lucru, adică să prevenim să ne îmbolnăvim cu puiet văros, nu să ne trezim că stupina e plină de puiet văros, să fim obligați. La Costin acum am văzut, a arătat o stupină unde dacă avea un kilogram de miere în tot stupul, acea colonie era mult. Cum să te lupți cu boala, cu... deci ești bolnav, cu stomacul gol? Cum să supraviețuiești? Am și o întrebare. Trebuia să zic acolo, Costin, mă, omule, pune aici repede 5 kg de sirop la fiecare. După aia vedem noi cu ce tratăm. Că tratamentul, vedeți, este opțional. Prima dată hrană, ca să dai putere la acea colonie. Nu cu ramele uscate, tu te apuci și... Vrei să... ce să faci acolo? Nu știu ce vrei să faci. Bun, deci prevenire, mergem la prevenire, la ce scrie în carte. Puietul văros este o boală tipică de factor, un factor esențial. Adică un puiet este o boală de factor. Simplu, lărgirea cuibului înseamnă un factor, da? Ridicarea umezelii primăvara în stup este un factor. Acestea sunt factorii determinanți. Un factor esențial este vulnerabilitatea crescută a larvelor în caz de hipotermie. Simplu, da? Hipotermie. Adică le e frig, acea colonie n-a reușit să-și mențină temperatura, microclimatul în stupină, în stup, pentru a-și ține... pentru a crește, adică
O colonie de albine în zona puietului are nevoie de 35 de grade. Iar primăvara sunt nopți, noi mergem în stupină la 10 ziua sau, da, la 10, că mulți așa sunt. Vede soarele pe cer, cald, pe la 20 de grade, da? Dar i-a ieșit și voi noaptea pe la 3 în stupină, vedeți când aveți minus 5 grade pe stup, vedeți și puneți rame la crescut în luna martie, da? Sau februarie. De ce nu? Și atunci, dacă există acei spori, imediat se vor activa. Așa. Când fagurii sunt îndepărtați unul de celălalt pentru împiedicarea roitului, temperatura puietului poate scădea deopotrivă. Acest lucru știți unde am văzut acum de curând? La Nea Ilie. La Nea Ilie, dar e bine, el face acest lucru vara, nu cred că face primăvara, îndepărtarea fagurilor, pentru ca să îngroașe coronițele pentru iarna. Dar se poate întâmpla ca, să zicem că rama are, nu știu, nici nu mai știu exact ce dimensiune, 2 cm, nu, 2,5, da? Și a pus propolis pe distanțier acolo și s-a mai făcut un milimetru, nu cureți, și apare distanțierea aceea între faguri. Atunci se poate întâmpla. Deci este tot un factor. Un alt factor îl constituie umiditatea crescută în interiorul și în exteriorul stupului. Iar în interior, hai că mai pui o folie, curge apa de pe folie, am făcut și eu treaba asta, e nasol. De aceea am trecut la cartoane. Cartoanele absorb foarte bine umiditatea, dar și folia pusă prea curând primăvara este o problemă. De mare ajutor este aerisire mai bună a stupului. Da. Dați găuri. Am văzut la stupii ăștia cu fund fix, nu cu aerisire. Bă, dați câte o gaură în spate acolo la stup și puneți sită. Ca aerul să... Eu am... încercat mulți ani de zile diferite metode de a elimina umiditatea din stup prin diferite aerisiri. Cea mai bună aerisire a fost la mine când caza am găuri în capac, cuibul să fie pe mijloc sau în dreptul urdinișului, e cel mai corect să fie cuibul așezat în dreptul urdinișului, iar în partea unde vrei să-i faci ventilația, aerul să iasă afară ori intră, ori iese, depinde de cum circulă. Dacă, nu știu, da, căldura se duce sus. Deci intră pe urdiniș și iese pe sus prin capac. Și la stupii ăștia cu fund fix mai pui și folie deasupra, cât loc îi mai rămâne albinei să reușească să-și aerisească, să-și ventileze stupul, da? Nu mai are loc pe unde să ventileze stupul. Pe unde? Unde se ventileze, pe unde intră aerul în stup, deci intră pe jos și pe sus trebuie să iasă. Dar dacă intră pe jos și iese prin spate, n-ar fi nicio problemă. Deci aerisire. Aerisire la lăzi. Și lăzile astea care le-am văzut eu acum la Costin, acolo, de acolo am plecat la acest film, de acolo am zis să fac filmul acesta, păi lăzile alea toate au numai urdiniș. Atât. Aer zero. Hrană umedă sau lipsă de polen primăvara favorizează puietul văros. Umiditatea prea mare, hrană prea subțire, unii se supără că se dau turte primăvara. În acest caz să dați turte cât mai, cum să zic eu, să lungiți până albina poate să aibă temperatură suficient să-și ventileze hrana. Aia este cauza. Nu este exclus ca medicamentele administrate în combaterea altor boli, cum ar fi teramicina și fumaligin, să încurajeze apariția bolii, fiindcă ele transformă flora intestinală a albinelor. Păi, am să vă explic asta ce înseamnă. Acești apicultori care folosesc antibiotice, da, la albine,
distrug flora intestinală a albinei. Deci și omului aceeași problemă are cu antibioticul. Și acum am să vă zic, sunt apicultori în țara asta care când îi suni, deci pe YouTube nu o să zică nimeni, da? Când îi suni, mă, omule, vezi că eu am folosit atâți ani antibiotic, da, acolo oxatricilină, antibiotic, nu contează, nu mai știu cum se numesc, deci nu știu cum se numesc, și dai albinei, bagă un pic în apă, bagă un pic în turte, bagă un pic, că nu se observă, nu se simte, bun. Iar albina i-a stricat flora intestinală și atunci uite ce apare. Deci apare puietul văros, acum o fi cartea nebună. Dacă ziceam fără carte, eram eu nebun. Așa s-ar spune, da? Manipularea exagerată de frecventă a coloniilor poate fi de asemenea o cauză a bolii, da? Adică prea multe ori deschizi tupul. Și strici microclimatul. Această poveste cu microclimatul, ați văzut că n-am mai pus film o lună de zile. Am început să umblu atât de rar la ei că nu am ce filma. Chiar unde deschid, ridic capacul și pun siropul cu uleiuri esențiale și am terminat. Nu mai am ce vedea. Până prin 20 iunie urmăream săptămânal colonia ca să nu intre în friguri. După această dată, când am văzut că începe propolizarea ramelor, gata, s-a terminat cu intrarea în frigul. Și în momentul acela, gata, nu mai am ce face în stup. Mă uit la 10 zile să văd dacă nu au lipsă de hrană și cam asta este. Eu continui cu tratamentul cu uleiuri esențiale. Tratament, că este un tratament de prevenire și de ținerea în frâu a varozei. Bun. Când agentul patogen apare în coloniile care suferă din cauza unuia sau mai mulți factori, se ajunge adesea la izbucnirea de boli. Da, deci varoa, nosema și puietul varos. Deci dacă nu moare de varoa, o ia pe nosema, și după aia o ia pe puietul varos. Se leagă, nu e mare lucru. Multe expertize vorbesc despre faptul că ciuperca nu se dezvoltă niciodată în țesutul larvelor sănătoase. Da. Și exclusiv în larvele ale căror țesuturi sunt deja modificate într-o formă oarecare. De aici tragem concluzia că în cazul puietului văros este vorba de o boală secundară. O boală secundară. Deci, clar, în acea colonie aveți nosemă, fiindcă dacă ați tratat împotriva varozei și aveți puiet văros, nu va căzu păduci. Pe atunci, dacă nu aveți păduci, ce aveți? Nosemă. Răcirea bruscă la scurt timp după căpăcire duce la creșterea puternică a ciupercii. Adică când aveți puiet mult, da, acum vara, să spunem că se întâmplă, da, primăvara, da, să zicem că primăvara se întâmplă, ce se întâmplă? Păi în acel moment ce se întâmplă? Am stimulat regina, a depus puiet pe 5 rame, da? Avem colonia pe 6 rame, deschidem 5 rame de puiet. Vine frigul, albina a reușit să căpăcească puietul, se restrânge albina să protejeze, mulți zic că puiet răcit. Bine, puietul răcit ăla nu e așa problemă, că îl îndepărtează, nu e o boală, e un factor. Și atunci, acolo unde puietul este abandonat, această ciupercă se poate dezvolta la liber. Da? Deja 2 sau 3 zile mai târziu, scăderea temperaturii nu mai are nicio influență. Asta înseamnă că după căpăceală, deci dacă căpăcitați, peste 4 zile nu mai influențează temperatura.
Asta e bine, dar nu putem noi controla acest lucru. Puietul văros este încadrat în general la bolile mai puțin periculoase, dar nu trebuie trecut cu vederea faptul că o apariție mai puternică poate fi greu de controlat. Adică când exact stupina aia unde a fost Costin acolo e dezastru. Recent boala a luat o asemenea amploare încât în unele țări este considerată ca un pericol la fel de grav ca și infestarea cu acarianul varoa. Și în Germania cazurile pozitive au crescut dramatic. Se fac cercetări pentru a se afla dacă nu cumva este vorba de o tulpină nouă de ciupercă. Probabil este totuși că puietul văros, asemănător cu alte viroze, trebuie evaluat ca o boală secundară a varozei. Deci, puietul văros este boala secundară a varozei. Deci, nu puteți avea doar puiet văros. Acolo mai este ceva. Acolo mai aveți ori păduci, ori nosema. Atunci ce faceți? Ori tratați pentru nosemă, ori pentru varouă și ajutați colonia cu siropuri. Deci, în sirop trebuie să tratați pentru nosemă. Pentru nosemă există tratamente, din câte știu eu, sunt pe bază de acid oxalic. Nosestat, dacă nu mă înșel, este un tratament bun. Dar documentați-vă foarte bine. Și, ce să zic, acest film să-l urmăriți până la capăt. Eu deja sunt mai spre capăt. Am cam terminat filmul. Coloniile de albine contaminate par a fi atât de stresate de paraziți sau de utilizarea mai multor sau mai puțin permanent a medicamentelor, respectiv de pierderea rezistenței la boală, încât extinderea puietului văros găsește condiții prielnice de dezvoltare. Și aici cam încheie acest capitol despre puietul văros. Ce înseamnă acest lucru? Tratamentele excesive cu diferite medicamente. Ați văzut, de cel puțin eu de n-am văzut la Dragoș, cred că am văzut foarte multe tratamente folosite și după el cred că și alții au folosit foarte multe tratamente, chiar dacă nu filmează. Sunt care scapă și spun, da, am tratat în iunie, mai, iulie, august. Am băgat o bandă cu varostop, după aia am dat un fumegație cu nu știu ce, după aia am mai băgat în siropuri nu știu ce, și atunci albina a slăbit datorită tratamentului. Eu personal, eu nu sunt un apicultor să-mi câștig existența din albine sau, nu știu, mie mi-au plăcut albinele ca ființe și am vrut să îmi dovedesc mie că pot să le îngrijesc. Dar după ce am pierdut stupina, v-am spus, am luat în considerare tot ce se putea, adică să pot să ajung la un stadiu. Eu am ajuns la eliminarea tratamentelor chimice aproape în totalitate. Nu le voi exclude, fiindcă este un, cum să zic eu, acolo văd eu exact cu tratamentul chimic unde mă aflu cu tratamentele ecologice sau tratamente alternative, că nu pot fi chiar ecologice, bio, hai să fim serioși. Că dăm uleiuri esențiale, eu dau ulei esențial pentru această ciupercă. Ca ulei esențial avem rețeta cu tea tree. Tea tree-ul este împotriva mucegaiurilor. Asta este un tratament foarte bun pentru a ține în frâu mucegaiurile, ciupercile. A funcționat tea tree-ul ăsta la mine anul trecut, rețeta cu tea tree. Am avut ramă cu mucegai, deci înverzită, dacă o ții așa ramă, aveți mucegaiul și am dat cu titri pe el și a omorât acel mucegai. Deci, asta este în cazul meu, eu nu pot să zic nimănui, mă folosește asta, nu. Nu, folosiți cum
considerați, dar documentați-vă. Vedeți că bolile, aici scrie că puietul văros este o boală secundară, deci boala principală care este la voi în stupină. Păduchii sau nosemoză? Puneți-vă această întrebare. Bun, dacă v-am plictisit, dacă vreți să aveți, cred că, o idee despre această boală, puietul văros, dacă vreți să aveți o idee despre el, puteți să vizionați acest film, luați o carte și citiți. Unii s-au supărat pe mine că le-am zis, mă, cumpăr o carte și citește-o. De ce? De ce este super pe un om care zice să citești? De ce? Să fii mai bine informat? Bun, cam atât. Să ne vedem cu bine până data viitoare.